Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că toate zgomotele ambientale se datorează, nu-i așa, lucrărilor la stadionul municipal Sibiu, unde ne aflăm acum. Într-o locație specială. Deja am răgușit, da. Este o obișnuință, până la urmă asta este situația. Ne bucurăm că se lucrează și sperăm cât mai să termine lucrările cât mai repede. Cu siguranță și cei care ne urmăresc speră la același lucru, special cei care țin cu noi. Mister, v-aș întreba cum se prezintă echipa, iată, înainte de acest meci, unul, zic eu, foarte important, de altfel. Da, suntem bine, într-adevăr, cum am spus-o mereu, orice meci este important. Jucăm cu UTA, o echipă foarte bună, o echipă care vine având un moral bun după victoria din deplasare, necâștigând de foarte multă vreme, reușind etapa trecută, asta le dă un plus de moral. Știu că au și un atu la suporterii de partea lor, care fac o atmosferă foarte frumoasă, însă sunt sigur că și noi ne vom ridica la nivelul așteptărilor. O echipă UTA care a făcut destul de multe achiziții în perioada de vară, ceea ce cred că suntem de acord amândoi, nu putem spune despre noi. În ce măsură acest lucru poate să conteze, să facă diferență? Sunt o echipă bună, într-adevăr au făcut ceva achiziții și au arătat dorința de a prinde play-off-ul anul ăsta. Ăsta este obiectivul lor și nu numai al lor, sunt multe echipe. Până acum cred că am făcut o figură foarte frumoasă împotriva tuturor echipelor, să zicem, care anul trecut a fost în play-off sau echipelor care anul trecut s-au bătut la campionat. Bineînțeles, referitor la ce ai spus, o echipă cu jucători calitate, o echipă care, dacă te retragi și nu-mi doresc asta, îți vor pune probleme și datorită presiunii publicului. Care ar fi... Avem ceva probleme de lot, mister? Nu. Băieții sunt... Tot lotul este ok, toată lumea aptă. Când e situație, îmi doresc într-adevăr situații de genul ăsta, ne este greu că va trebui să lăsăm și jucători în afara lotului, dar asta este situația.